Bun găsit! În topul ce analizează ierarhia salarială, Timișul se află pe locul 6. În ultimele două decenii, creșterile salariale au fost nesemnificative. Dovada, din 1991 încoace, județul a reușit să urce o singură poziție. Asta în vreme ce Bucureștiul, care la acea vreme nu se afla nici măcar în top 10, a ajuns în fruntea clasamentului și se menține pe prima poziție. Și nu este singurul exemplu. Gorjul se menține și el pe al doilea loc. Și dacă în 1991 doar era pe prima poziție în privința salariilor, în ultimele două decenii Cotroceni, județul a cunoscut cel mai mare declin financiar. Acum se clasează pe locul 14 în topul județelor bine remunerate. Calațiul este un alt județ care a decăzut în ceea ce privește nivelul salarial. De pe locul 2, ocupat în 1991, a ajuns acum pe locul 18. Explicația este simplă. În anii 90, cele mai mari salarii erau plătite din industria grea, minerit sau energie. Astăzi, cei mai mulți bani vin din serviciile financiare, bănci, leasing sau asigurări. De aceea, zonele industriale care erau pe primele locuri la salarii în anii 90 sunt acum la coada clasamentului.